eram oricum excluși din partid. Deci n-aveai cum să faci opoziție. Eu mi-amintesc chiar la congres, și asta, uitați, povestesc în premieră. La congres, a doua zi, deci a fost ziua în care s-a ales președintele și a doua zi era competiția pentru vicepreședinți. Eu candidam la o funcție de vicepreședinte pentru Partidul Național Liberal. Evident, a doua zi după ce s-a ales nou președinte, cei din echipa celui care a pierdut nu mai aveau nicio șansă. Erau doar discursuri de principii în momentul respectiv, ca așa se întâmplă la congres. Și în discursul meu pentru susținerea candidaturii mele la funcția de vicepreședinte al Partidului Național Liberal, am spus, dacă mă alegeți pe mine, voi fi vocea opoziției în Partidul Național Liberal, din interiorul Partidului Național Liberal. Imediat după discursul meu, mă întâlnesc cu Lucian Bode, actualul secretar general, și așa, uitându-se la mine, zice, sunt tare curios cum o să faci tu opoziție din interiorul partidului. A fost, deci, atunci, pe moment, am zis că n-am băgat de seamă așa, n-am dat o mare importanță la ceea ce mi-a spus. Dar, de fapt, era un mesaj. Deci, tu n-ai cum să faci opoziție din interiorul PNL. Da? Asta mi-a transmis a doua zi de la congres Lucian Bode.